Salut, stimați prieteni, bună ziua! La mine astăzi este sâmbătă și iată a venit vremea să facem un video. Săptămâna trecută îmi pare că, dacă nu mi-aduc aminte, n-am făcut niciun video, n-am avut timp și iată astăzi eu la fel am de lucru, dar oricum am să fac un video pentru a-l pune duminica, azi este sâmbătă, duminica viitoare, pe canalul meu. Ce vreau eu să fac astăzi? În primul rând să povestesc pe scurt ce am făcut eu astăzi, sâmbătă, acum este ora 4 după masă, aproape de 4, și vreau să vă povestesc o lecuță și eveniment am avut eu astăzi. Câinele a ieșit afară din casă, face gălăgie și iată i-a dat drumul și de atât a întrerupt discuția mea. Și ascultați mai departe ce vreau eu să povestesc. Astăzi, sâmbătă, eu m-am sculat dimineața la ora 6 și am petrecut soția peste hotare. Ca spun mai amănunt, pe scurt așa mai amănunt, vă spun. Eu am un ficior care locuiește la Anglia undeva de 5 sau 6 ani, îmi pare că 6 ani de zile. Cu anul urmă am fost și eu acolo. El locuiește în Marea Britanie, în orașul Manchester, unde am fost și eu cu soția. Și iată acum, anul ăsta, adică anul trecut, noi avem o nepoțică și am plinit, iată acum, nu de mult, un an și două luni, și soția mea a plecat în Anglia la băiat să aibă grijă de nepoțica noastră. Ea n-are pașaport românesc, cu pașaportul moldovenesc și pe bază de viză. Băiatul i-a făcut viză și iată acum, astăzi, eu am petrecut-o la aeroport, la noi, la Chișinău, unde a plecat în Anglia. Acum e zboară cu avionul, undeva după vremea noastră, e trebuie să fie pe la vreo 4 jumate, undeva aproape de ora 5 seara, astăzi sâmbătă, trebuie să fie în Anglia. Unificiorul o așteaptă într-un orășel sub Londra, care se numește Luton, dacă nu mă greșesc, Luton. Și iată, numai ce am vorbit cu ficiorul, ficiorul așteaptă la aeroport, trebuie să întâlnească pe dânsa. El locuiește în orașul Manchester, undeva de la orașul ăsta Luton, după cum mi-a spus băiatul, cam în jur la 4 ore, 4-5 ore cam trebuie să marcă autobusul. Este tren, dar trenul ceva, fac grevă acolo, în engleză. Și iată, am petrecut soția dimineața la ora 8, m-am dus, am petrecut-o până la aeroport și după masă am venit acasă și ia ca așa noutăți. Și am făcut câteva fotografii, câteva video scurte, să vă arăt, acum povestesc și am să vă arăt video cum am fost eu în aeroport, ca să nu gândesc că eu vă amăgesc. Și acum vreau să vă arăt pe acasă ce vreau să mai fac până de seară. Toată lumea mea, prietenii mei care mă urmăresc, știu că eu locuiesc într-un sat suburbie orașului Chișinău și vreau să vă arăt ce lucru am eu astăzi încă pe acasă de făcut, sper să dovedesc astăzi. Duminică, cum am zis, eu de obicei mă odihnesc. Urmăriți câteva minute ce planuri am eu pe astăzi, mai departe. Iată aici la mine, după cum v-am arătat data trecută, iarba deja e foarte mare și numai decât trebuie să o cosesc, anul ăsta prima dată, acolo am o grămadă de crenci, trebuie să le iau de acolo și să cosesc iarba. Și urmăriți câteva secvente. Și uitați-vă și interesant, copacii de cireș au început să înflorească, ăsta e prunia, uitați-vă și frumos. O săptămână urmă l-am curățit, dar amul înflorește. Foarte bine. Și uitați-vă ce vreau să fac acum. Iată acolo jos, după cum vedeți, albastru și de cosilca. Vreau să cosesc bucățica asta de iarbă. Apoi să iau grămada și de crenci și să le dau într-o parte și să cosesc și acolo de sub. Și iată, vreau să mă apuc acum de așa lucru. După cum vedeți, la mine a înflorit, începe să înverzească iarba. Ia uitați frumos, grădinița noastră. Acum soția a plecat și
trebuie să am eu grijă. Dar eu să vă spun, stimați prieteni, nu sunt singur acasă, nu e așa de strașnic, pentru că eu sunt cu fetița mea, cu ficuța mea. Eu trăiesc în cu fiica și cu ginele, așa că nu-i chiar neurât, jumătate de an soție n-a să fie, dar cineva m-a întrebat, cum îți trăiești fără soție? Dar mă străiesc și am de făcut, 6 luni e sadă în Anglia și eu trebuie să mă scurg gospodăria asta mie singur. Dar eu am prieteni aici mai mulți, cum v-am spus, este fica, ginerile și ea ca ește. Ia uitați, ia uite, ia gădeți. Berușca, Berușca, noroc, ce faci? Ea că nu ne-i urât. E sigur că și e mai greu, soția ta a pus flori deja, s-a gătit de primăvară. Așa că ia... Salut, stimați prieteni, bună ziua! La mine astăzi este sâmbătă și iată a venit vremea să facem un video. Săptămâna trecută îmi pare că, dacă nu mi-aduc aminte, n-am făcut niciun video, n-am avut timp. Și iată astăzi eu la fel am de lucru, dar oricum am să fac un video pentru a-l pune duminica, azi este sâmbătă, duminica viitoare, pe canalul meu. Ce vreau eu să fac astăzi? În primul rând să povestesc pe scurt ce am făcut eu astăzi, sâmbătă, acum este ora 4 după masă, aproape de 4, și vreau să vă povestesc o lecuță și eveniment am avut eu astăzi. Câinele a ieșit afară din casă, face gălăgie și iată i-a dat drumul și de atât a întrerupt discuția mea. Și ascultați mai departe ce vreau să povestesc. Astăzi, sâmbătă, eu m-am sculat dimineața la ora 6 și am petrecut soția peste hotare. Ca să spun mai amănunt, scurt așa mai amănunt, vă spun. Eu am un ficior care locuiește la Anglia undeva de 5 sau 6 ani, îmi pare că 6 ani de zile. Cu anul urmă am fost și eu acolo. El locuiește în Marea Britanie, în orașul Manchester, unde am fost și eu cu soția. Și iată acum, anul ăsta, adică anul trecut, noi avem o nepoțică și am plinit, iată acum, nu de mult, 1 an și 2 luni, și soția mea a plecat în Anglia la băiat să aibă grijă de nepoțica noastră. Ea n-are pașaport românesc, cu pașaportul moldovenesc și pe bază de viză. Băiatul i-a făcut viză și iată acum, astăzi, eu am petrecut-o la aeroport, la noi, la Chișinău, unde a plecat în Anglia. Acum e zboară cu avionul, undeva după vremea noastră, e trebuie să fie pe la vreo 4:30, undeva aproape de ora 5 seara, astăzi sâmbătă, trebuie să fie în Anglia. Unificiorul o așteaptă într-un orășel sub Londra, care se numește Luton, dacă nu mă greșesc, Luton. Și iată numai ce am vorbit cu ficiorul, ficiorul așteaptă la aeroport, trebuie să întâlnească pe dânsa. El locuiește în orașul Manchester, undeva de la orașul ăsta Luton, după cum mi-a spus băiatul, cam în jur la 4-5 ore cam trebuie să marcă autobusul. Este tren, dar trenul ceva, fac grev acolo, în engleză. Și iată, am petrecut soția dimineața la ora 8, m-am dus, am petrecut-o până la aeroport și după masă am venit acasă și ia ca așa noutăți. Și am făcut câteva fotografii, câteva video scurte, să vă arăt, acum povestesc și am să vă arăt video cum am fost eu în aeroport, ca să nu gândesc că eu vă amăgesc. Și acum vreau să vă arăt pe acasă ce vreau să mai fac până de seară. Toată lumea mea, prietenii mei care mă urmăresc, știu că eu locuiesc într-un sat suburbie orașului Chișinău și vreau să vă arăt ce lucru am eu astăzi încă pe acasă de făcut, sper să dovedesc astăzi. Duminică, cum am zis, eu de obicei mă odihnesc. Urmăriți câteva minute ce planuri am eu pe astăzi, mai departe. Iată aici la mine, după cum v-am arătat data trecută, iarba deja e foarte mare
și numai decât trebuie să o cosesc, anul ăsta prima dată. Acolo am o grămadă de crengi, trebuie să le iau de acolo și să cosesc iarba. Și urmăriți câteva secvente. Uitați-vă și interesant, copacii de cireș au început să înflorească. Aici ai prunii, uitați-vă și frumos. O săptămână urmă l-am curățit, dar am înflorește. Foarte bine. Și uitați-vă ce vreau să fac acum. Iată acolo jos, după cum vedeți, albastru și de cosilca. Vreau să cosesc bucățica asta de iarbă. Apoi să iau grămada și de crenci și să le dau într-o parte și să cosesc și acolo de sub. Și iată, vreau să mă apuc acum de așa lucru. După cum vedeți, la mine a înflorit, începe să înverzească iarba. Ia uitați frumos, grădinița noastră. Acum soția a plecat și trebuie să am eu grijă. Dar eu să vă spun, stimați prieteni, nu sunt singur acasă, nu e așa de strașnic, pentru că eu sunt cu fetița mea, cu ficuța mea. Eu trăiesc în cu fica și cu ginele, așa că nu chiar ne urât, jumătate de an soție n-a să fie, dar cineva m-a întrebat, cum ai trăiești fără soție? Dar mă trăiesc și am de făcut, 6 luni e sadă în Anglia și eu trebuie să mă scur gospodăria asta, nu singur. Dar eu am prieteni aici mai mulți, cum v-am spus, este fica, ginerile și ea ca ește. Ia uitați, ia uite, ia că dai-s. Berușca, Berușca, noroc, ce faci? Ia că nu e urât. E sigur că și e mai greu, soția ta a pus flori deja, s-a gătit de primăvară. Așa că viața să fie interesantă, dar e clar că mai bine cu soție. Tăți, auzi, și câini, tăți, Marc. Ima de gțăgos, duși. Кто на телефон не сенда инструкцию по активен? Все, другое. А еще лотос лежали где тата, а мы. Чем пока у тебя дочь, кто вин на бой? Дими не нускай. Меч, меч, меч. Și din față. Dar unde te duci? Unde te prânit? Te bat soarele cam. Ce minun mirești eu, mirești. Teatru eminesc. Muratoiesc, și cum fire și vreme trece? Da. Vine într-ați divanul, am spălat cu ele, tăt, tăt, am spălat cu privele, tăt, să rămâi curat. La 200 de zi, ne roască mieșa. Tu îmi veri la mine? La tine, da. E dacă ai spre speranță cu țar. Da. S-a lucat tot. S-a dat el. A, ți-ai luat? Am două? Nu, eu l-am dat de trebuie. A, nu. L-am tăiat. Cum e ce? L-am tăiat, dar nu trebuie nimic asta. Că pe el a schis jos. Nu, ce să ține, că e. Că n-am cusut, dar trebuie să coși. Nu, coși e chelul tot stran. Nu, trebuie să-l întorci, să-l coși, mă ghid. Să-l scos, mă, și e mare și la groapă. Să mă doar mai tare. Ei. Ce, găsit? E găsit? Sau nu? Unii?
Eu nu știm. Eu prima dată nu știu. Nu știu ce scrie. A, ia în duce. Salut, stimați prieteni, bună ziua! Este primăvară deja, cald. Vară. Este temperatura, o promis cel puțin 23 de grade. Și pentru oamenii care locuiesc la sat, 30 de, asta 24 de grade, 23, asta e super bun. Adică lumea trebuie să facă lucrări pe acasă, prin grădină, prin curte și așa mai departe. Și iată eu, fiind om locuind la țară, m-am apucat de lucru pe acasă. Și vă arăt astăzi, sâmbătă, vă arăt și vouă câteva secvențe cu cine ocupăm noi locuind la sat. Iată, mai departe acolo, uitați-vă înainte. Viță, a început a curăță copaci, pomii. Deja am făcut azi un lucru, florile și multe, multe alte lucruri. Și acuși toată ziua ce voi face eu, ceva secvență, câteva minute, am să vă arăt și vouă ce mă ocup eu locuind la țară. Ce faci? Ei, și-a pșit acum, și al ghelea unii în bloc. Iată, stimați prieteni, după cum vedeți, eu de dimineață la ora 9 am curățat copacii și iată și grămadă s-o primit. Mai am de lucru încă de mult timp să tai crengile astea și să le pun la grămadă și pentru iarnă copiii mei vor face focul, dar eu voi face frigărui din ele, când s-o rusca. Iată și aici am curățat doi copaci, iată este mic. Și iată acolo, mai departe, iată, încă unul. Aceste copaci la mine sunt de cireș. Și iată, aici este la fel. Iată-l, aici este din față. Tot este cireș. Tot tânăr. Și vă mai arăt mai departe. Iată, și aici tot la fel este de cireș. Foarte gustoasă. Anul trecut a dat roadă. Anul ăsta e a doilea an când dă roadă. Aici, stimați prieteni, la fel l-am curățat, după cum vedeți, poate nu chiar bine, că nu sunt mare specialist, dar este de prune. Foarte gustoasă. Iată, aici din față, iată, arăt cu degetul, aici este miere. Unii cu copac de miere, este foarte bătrân, tulpina nu se vede, dar e bătrân și permanent, vara,
apare omezele. Eu tot l-am curățat. Și că încă unul acolo, vedeți mai departe, unde sunt, iată, tot cu deștiu arăt, la fel sunt cireș, foarte gustoși cireș. Tot la fel l-am curățat o lecuță, nu chiar mult, o vedeți ce roadă să dă anul ăsta. Aici, la fel, este cireș, l-am curățat, dar nu până la sfârșit, acuși mai curăția, uitați-vă, crângile astea sunt foarte lungi și nici nu ajung să le culeg vara. Și iată, este toți copaci care am curățat eu astăzi. Și iată, grămada asta e rezultatul de la curățirea copacilor. Da, mai este, iată, uitați-vă, este tot este cireș, nu l-am curățat pentru că este foarte bătrân, are peste 20 de ani și nici nu-l curăț. Lăs așa, vom vedea. Și iată, așa lucru am făcut până la ora actuală.